Accesul la finanțare este vital pentru orice întreprindere. IMM-urile au astăzi cea mai diversificată și generoasă paletă de mecanisme de finanțare. Putem clasifica mecanismele de finanțare în finanțare nerambursabilă, mai exact, donațiile, subvențiile sau granturile, cei ce nu trebuie de rambursat dacă se respectă clauzele contractuale și scopul pentru care au fost acordate. Finanțarea rambursabilă se referă la credite și împrumuturi acordate pe un termen definit pe care va trebui să le restituie cu sau fără dobândă. Și finanțarea de tip mixt. Este o combinație între finanțarea rambursabilă și cea nerambursabilă. Spre exemplu, un credit cu porțiune de grant sau un împrumut cu dobândă subvenționată. În cazul creditelor și împrumuturilor, acestea trebuie rambursate. Tocmai de aceea, cele mai valoroase investiții pentru afaceri sunt programele de finanțare nerambursabilă. Noi le mai numim granturi. Sursele potențiale de finanțare sunt instrumentele de stat, programele Uniunii Europene, băncii mondiale, GIZ, IOSET și alți donatori străini. Programele guvernamentale acționează și ele ca niște investitori în afacerea dumneavoastră, doar că fondurile primite din partea statului sunt gratuite sau aproape gratuite și sunt pentru totdeauna, în comparație cu creditele bancare care trebuie rambursate într-un anumit termen. Totuși, pentru a beneficia și a obține finanțare, este nevoie de atenție și vigilență. Venim cu unele recomandări în acest sens. În primul rând, informarea permanentă asupra programelor existente, deoarece programele de finanțare nerambursabilă au de obicei un ciclu stabilit. Ulterior, este necesară studierea criteriilor de eligibilitate a fiecărui program. Ce acte aveți nevoie pentru depunere, certificat de înregistrare, certificat bancar, contract de locațiune, perioada de depunere a cererilor de finanțare, condiții de derulare a finanțării și evaluarea proiectului. Neapărat selectați varianta potrivită a profilului de activitate al firmei, fie că este agricultură sau este o afacere gestionată de o doamnă sau o întreprindere inovatoare înființată de un tânăr. Și în ultimul rând, scrierea proiectului sau a planului de afaceri cu toate actele necesare. Antreprenorii, prin natura lor, sunt oameni cu inițiativă, vor libertate de mișcare, vor să creeze, dar această libertate vine totdeauna la pachet cu nevoie de responsabilitate. De aceea, în cadrul accesului unui grant, este nevoie de responsabilitate, iar împreună putem evolua și deveni performanți și de succes alături de angajați și partenerii de afaceri. Mai multe informații puteți găsi în Ghidul resurselor financiare pentru IMM-uri și startup-uri. Vă dorim succes!